Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Sunt informații de ultimă oră care vin de la Ministerul de Interne. Ministrul Carmen Dan se pregătește să facă declarații de presă din minut în minut, declarații pe care le veți urmări în direct pe B1 TV. Astăzi ne amintim, Carmen Dan a fost la Spitalul Floreasca din Capitală, unitate medicală unde sunt internați mai mulți răniți din protestele de aseară din Piața Victoriei, dar și jandarmi implicați în altercațiile care au avut loc în Piața Victoriei. Și Carmen Dan vorbea despre acuzațiile pe care, care s-au făcut la adresa domniei sale cu privire la faptul că ar fi coordonat toate acțiunile jandarmeriei de aseară din Piața Victoriei. Spunea Carmen Dan că nu ministrul este cel care coordonează acțiunile jandarmeriei. După fiecare intervenție se face un raport și că așteaptă acel raport. În cursul acestei zile o să ies la declarații și o să prezint concluziile raportului preliminar. Aceste concluzii sunt așteptate de întreaga opinie publică în momentul de față și nu numai, pentru că este foarte important să vedem care este poziția Ministerului de Interne și implicit a guvernului Viorica Dăncilă vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat aseară în Piața Victoriei. Au fost altercații, soldate cu sute de răniți, persoane internate în spitalele din capitală în urma altercațiilor care au avut loc în Piața Victoriei aseară. Vorbea Carmen Dan și despre fata jandarm care a fost rănită aseară, spunea că starea ei de sănătate este una bună. Haideți să urmărim pe ministrul de interne. În ceea ce privește schimbul de informații realizat anterior manifestare publice, vreau să vă asigur că Ministerul Afacerilor Externe a colaborat, pe parte de ele, în mod corect și ulterior pentru asemenea situații. Referitor la faptul că ieri am fost prezentă la Ministerul Afacerilor Externe, da, am întrerupt ieri concepții și am făcut asta pentru că eu știu ce înseamnă responsabilitatea. În asta nu înseamnă că am intervenit în sistem în coordonarea operativă a discuților care au făcut. Am spus de numărate ori că nu ministrul conduce discuții operative ale discuților sistem. Asta da, ministerul se ia orice angajat al Ministerului Afacerilor Externe de la orice sistem care a primit un ordin direct de intervenție operativă din partea Ministerului de Interne. Sau general, ceea ce s-a petrecut aseară este grav. Și cred că nimeni nu poate aplica jandarmeria să aplicați sens. Celor care fac astfel de acuzare, de ce se explică asta jandarmilor care au fost suferiți, nu puțin, și care s-au aflat sau se află pe bandă de situație. Acțiunea de aseară nu a fost o dispută între jandarmi și cetățenii pasivi care au dorit să protesteze. Cei împotriva cărora s-a intervenit aseară nu au avut nimic de a face cu viața. Aici vorbim de brigadierilor care au atacat autoritatea statului, iar statul nu înseamnă numai jandarmeria română. În fond de zi, jandarmeria română este interfața autorității statului care competențe legale de a asigura siguranța cetățenilor, de a proteja instituțiile statului și mai ales de a restabili ordinea publică, dacă aceasta este prea mare. Într-o astfel de situație ne-am aflat în cursul preteniei. În orice alt stat european, unde astfel de conflicte violente au loc mult mai prezent ca în România, statul intervine în forță pentru restabilirea ordinii și siguranței. Cred că toți cetățenii au avut ocazia să vadă în cele scoare astfel de cetățenii de restabilirea ordinii publice în orice alt stat democratic. Orice om normal care a urmărit cele de aseară a putut constata
o intervenție a forțelor a fost justificată de provocările violentele acestor situații. Am primit astăzi un raport verificat al forțelor de ordine care au acționat aseară și conform acestuia s-a acționat gradual pentru restabilirea ordinii, iar acțiunea în forță a fost executată la momentul pierderii care a fost pașnic al manifestației. Pașnic al manifestației, când a fost pusă în pericol iminent integritatea corporală și sănătatea forțelor de ordine și a celorlalți participanți la manifestație prezenți în zonă. O primă acțiune de înlăturare a unor situații de risc s-a desfășurat în jurul orei 16, când o parte dintre manifestanți s-au îndreptat către intrarea în curtea Guvernului României. Ulterior, în intervalul 17:30-20:30, au fost înregistrate presiuni constante asupra dispozitivului de jandarmerie, în care s-a aruncat cu diverse obiecte. Permanent s-au transmis informări și recomandări participanților la manifestația publică de a se delimita de acei huligani agresivi, cu atât mai mult cu cât aceștia s-au folosit de persoanele pașnice ca scut în fața unei posibile reacții a jandarmeriei. Până spre ora 22 au fost efectuate în mod repetat somații verbale prin intermediul mijloacelor de amplificare sonoră, ultima somație fiind efectuată la ora 22:12, lăsându-se timp protestatarilor să se disperseze până la ora 23:11, când a fost declanșată intervenția în forță. De altfel, fiecare etapă a acțiunii jandarmeriei a fost anunțată manifestanților. Urmare a violențelor de aseară, Poliția Română, împreună cu procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București și ai parchetului judecătoriei sectorului 1, lucrează pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în faptele de ultraj, tulburarea ordinii publice, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și distrugere. Sunt constituite 64 de echipe operative care, în baza imaginilor și fotografiilor avute la dispoziție, vor identifica aceste persoane responsabile. Această activitate este însă una complexă și se derulează cu sprijinul Institutului Național de Criminalistică, fiind vorba de multe ore de imagini care trebuie vizualizate în procesul de identificare a autorilor violențelor. Din punctul meu de vedere, instigărilor la violență din ultimele zile li se va răspunde pe măsură. Apreciez că reacția de aseară a domnului președinte de a caracteriza ca brutală acțiunea jandarmeriei a fost prematură. Despre legalitatea acțiunii jandarmeriei, nu domnul președinte trebuie să se pronunțe, ci parchetul militar. Îmi doresc și sper că aprecierea domnului președinte nu va influența imparțialitatea care trebuie să caracterizeze un act de justiție. Pentru că așa ar fi normal într-un stat de drept, în care nu ar trebui să existe ingerințe politice în anchetele judiciare. Dacă aceste violențe ar fi avut loc în fața oricărei alte instituții a statului, indiferent cum s-ar numi, spre exemplu Palatul Cotroceni, oare tot așa ar fi fost apreciată acțiunea jandarmilor? Pentru că intervenția lor a fost aceeași, de a restabili ordinea publică. Afirmă domnul președinte consistent și se nasc întrebări insistente. De ce nu au fost izolați acei indivizi violenți din mulțime? Cred că explicația jandarmilor a fost destul de clară. Până la momentul intervenției acestora, nu a existat un grup compact de huligani care să permită izolarea lor de restul manifestanților. Orice intervenție împotriva acestora ar fi generat un risc crescut față de cei care manifestau pașnic în piață. Vă asigur că toate datele pe care le-a deținut Ministerul de Interne au fost folosite în pregătirea și desfășurarea misiunii operative, care a avut ca singur scop
apărarea vieții și integrității cetățenilor și protejarea instituțiilor statului. Dacă domnul președinte a avut date în plus, mă întreb de ce nu le-a pus la dispoziție. Nu în ultimul rând, am să mai explic o dată pentru cei care s-au grăbit să politizeze o acțiune legitimă de restabilire a ordinii publice. Niciun ministru de interne nu conduce o misiune sau o acțiune operativă a structurilor ministerului. Cine face asta comite un abuz. Nu vă imaginați că ministrul de interne dispune intervențiile jandarmeriei, acțiunile operative ale poliției sau misiunile pompierilor. Există o lege clară care stabilește cine decide intervenția pentru restabilirea ordinii publice, iar aseară acest ordin a fost aprobat de prefect conform legii 60 din 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Având în vedere că inclusiv diseară sunt anunțate manifestații publice, rog participanții la aceste acțiuni să se delimiteze de tot ce înseamnă factori provocatori și instigatori la violență și cer forțelor de ordine să nu se lase intimidate de declarațiile politice și să acționeze numai în strictă conformitate cu legea. Vă mulțumesc! Ministrul de Interne Carmen Dan, ați auzit declarații de ultimă oră de la sediul ministerului. MAI a acționat corect și punctual. Nu am intervenit în coordonarea acțiunilor de aseară, făcea referire ministrul de Interne la acuzațiile care i s-au adus astăzi în spațiul public, referitor la faptul că ea ar fi fost cea care a coordonat toată acțiunea jandarmeriei de aseară. Ceea ce s-a petrecut aseară este grav. Nimeni nu poate acuza jandarmeria, spune Carmen Dan. Intervenția în forță a fost justificată de violențele care au avut loc. Instigarea la violențe va avea un răspuns pe măsură, a spus Carmen Dan. De asemenea, s-a deschis o anchetă, ați auzit, 64 de echipe operative vor identifica în baza imaginilor de pe camerele de supraveghere pe autorii violențelor. S-a făcut referire și la declarațiile șefului statului care a condamnat aseară, ne amintim cu toții, doamnelor și domnilor, acțiunea jandarmeriei ca fiind una extrem de violentă, de agresivă. Lui Klaus Iohannis, afirmațiile lui Klaus Iohannis și aprecierile lui Klaus Iohannis au fost premature, spunea Carmen Dan. Cât privește ancheta care este în desfășurare, Poliția Română împreună cu procurorii Tribunalului București și cei ai Judecătoriei Sectorului 1 lucrează pentru identificarea autorilor de faptelor de violență de aseară. Da, la ora 18 vom reveni cu informații proaspete. Sunt în continuare proteste în plină desfășurare în Piața Victoriei din capitală. Vom merge acolo, corespondenții B1 TV stau de vorbă cu oamenii, vom vedea reacții la cald, de asemenea reacțiile politicienilor, atât a celor de la putere, cât și reacții ale politicienilor din opoziție. Le vedeți aici pe B1 TV.